Vai, explica como é esse cara, é muito louco, hein? Itália. In Italia. La povestea unui. Bețe și o bunică. Și o bunică, da? Care a trebuit să... El să pleacă. Să plece. Să plece de acasă. Nu, îl iubea foarte mult. Îl iubea foarte mult, da? Și ce făcea? Făcea că le ierta. Făcea prostit și îl ierta. Da, ultima dată nu. Da? Bun. Și ce a zis Emilia este adevărat. Într-una din zile, mama a trebuit să plece? La cumpărături. Și a? A zis, o să lipsesc până de seară. Să ai grijă de găina mea. Ca să plăcească ouăle. Ai grijă să nu plece după cloșcă. Bravo! Să nu plece cloșca de pe ouă. Și când a ieșit afară în grădină, ce a văzut? A fugit. A fugit găina. Și a luat un băș și a gonit de uș, 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 cina, mai avea nevoie de? Vin. Din? Butoște. Și s-a dus jos în bec. Iar când a scos acolo, a vrut să pună, când s-a auzit sus în bucătărie ceva, când a auzit ceva în bucătărie, și a lăsat acolo, după aia a pornit spre casă. După aia și-a adus-o.
pe cale. Alex, mai ce mai lasă și pe alții. Bravo, Franci, și dând cu bucata de lemn în statuie, ce-a pățit statuia? S-a luat! Și-a ieșit o coară de bani! O coară cu galbe! Adică prost să fii noroc să ai! Mama, l-a crezut! Hai să vedem! Ce-a spus mama când a văzut că a adus acasă o oală cu galbe? Care nu se...